Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. După cum ați văzut deja, este alături de noi domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație și vă spun și eu bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor. Da, am reușit până la urmă să vă aducem în emisiune. Era și de zilele municipiului, a fost un program destul de dificil. Sunt foarte multe acțiuni de care aș vrea să vorbim această seară, la unele avem și imagini. Însă înainte de asta, noi am sesizat, să zicem, unul dintre fenomene, i-am zis actul cultural în sensul larg, pentru că participați la, și dumneavoastră personal, la foarte multe activități. Practic, Târgu Jiu și-a schimbat fața, s-a întors cu fața spre cultură mai mult decât înainte, cel puțin în ultimii 2 ani, dar în același timp sunteți foarte preocupat de actul școlar, de evoluția învățământului din urbea de pe Jiu. Și cu asta aș vrea să începem, având în vedere că suntem la Școala Gorjeană. Și tocmai îmi spuneați că ați fost, chiar astăzi, ați fost la o activitate de acest gen. De fapt, o să dezvăluim pe parcurs că ați fost și la alte activități, întâlnirea profesorilor de istorie, simpozium dedicat anului Ecaterina Teodorescu și multe altele, de care vom vorbi astăzi. Da, într-adevăr, am avut astăzi ocazia să fiu invitat la un liceu din... liceu tehnologic din Târgu Jiu, prezentarea unui proiect, sunt niște fonduri împrumutate de Guvernul României, proiectul se numește ROSE. E programul ministerului și în care vor fi mai multe licee. Se încearcă promovabilitatea mai mare la examenul de bacalaureat. Sunt oarecum surprins că în continuare nu există o comunicare cu comunitatea, cu mediul de afaceri din comunitate, cu administrația locală privind strategiile de viitor. Suntem alături primăria și am fost întotdeauna pentru a face investiții în capitalul, în baza materială a liceelor și a școlilor din municipiul Târgu Jiu. Însă, cred că trebuie să ne gândim foarte, foarte bine ce forță de muncă, ce calificare a forței de muncă vom avea în viitor pentru a evita odată șomajul și a reuși să introducem în câmpul muncii tineri pregătiți pentru viitor. Eu personal am spus-o de fiecare dată, consider că a fost o mare greșeală desfințarea școlilor profesionale, școlilor de arte și meserii. Consider că a fost o greșeală că nu s-a investit mai mult în liceele vocaționale, pentru că de acolo deja pot, când termină 12 clase, au un atestat și deja pot intra în câmpul muncii, unii chiar cu meserii liberale, își pot câștiga pâinea mult, mult mai ușor. Trebuie să găsim o soluție, din ce am văzut eu astăzi, reușește Guvernul României, care o fi fost când s-a făcut acest împrumut, când s-a demarat acest proiect, să împrumute niște bani. Da, Guvernul Ponta a fost la momentul acela. Nu știu, să împrumute niște bani, dar mai departe dorim să îi ajutăm pe elevi să promoveze într-un număr cât mai mare bacalaureatul, fără să ne întrebăm, de fapt, domnule, dar de fapt, dintr-o generație, câți sunt totuși făcuți, născuți și au capacitatea de a învăța pentru un examen de maturitate, cum mi s-a spus o dată de mult, și ceea ce definește foarte bine acest examen, examenul de bacalaureat. Am spus-o și acolo și o spun și la dumneavoastră și am mai spus-o și în alte medii. Târgu Jiul are marea șansă de a avea un patrimoniu cultural și poate oferi o strategie și o dezvoltare în turism. Toți patronii, tot mediul de afaceri din turism, proprietarii de pensiuni, de hoteluri, administratori de obiective turistice, de restaurante, se plâng că nu mai există forță de muncă pe care să o angajeze în aceste domenii. Nu este forță de muncă pregătită pentru aceste domenii. E, asta trebuie să ne pună un mare semn de întrebare. Trebuie să încurajăm să revenim la învățământul profesional și de arte și meserii. Pentru că noi poate avem o mare șansă că la Târgu Jiu am avut și avem în continuare Școala Populară de Artă, care a susținut niște meșteri populari și a susținut niște secții de meșteșugari în diferite localități din județul Gorj. Dar nu e rușine. Am văzut în Bulgaria un exemplu extraordinar.
un liceu de arte și meserii doar în domeniul lemnului. Era singurul la nivel național și reușeau să creeze acolo piese de mobilier unicat, piese decorative unicat din lemn, niște opere de artă pe care le vindeau la export și care reușeau să se întrețină. Copiii de acolo nu se duceau la acest liceu să învețe biologie dacă nu aveau nevoie de biologie. Astăzi cineva se plângea acolo că, dom'le, de ce trebuie să dea bacalaureatul la biologie dacă el face biologie doar în clasa 10-a în ultimul semestru, la anumite ciudățenile actualei metodologii a bacalaureatului. Exact. Da. Și atunci, de fapt, trebuie să accentuăm dezvoltarea personală a acestor elevi, da? Pe lângă actul de educație ce trebuie să desfășoare la clasă, trebuie să venim și cu educație non-formală și cred că trebuie să punem accent în România, că nu este foarte târziu, pe dezvoltarea spiritului antreprenorial. Ei trebuie să învețe cum să se organizeze, să-și creeze o viață asociativă, să se implice în actul de voluntariat în comunitate. Nimeni foarte puțin încurajează acest lucru cu elevii. Trebuie să aibă acces chiar și la actul de cultură, mult mai facil, pentru că, din păcate, eu constat că, și aici voi avea un punct de vedere în viitor, constat că pentru elevii actul cultural totuși costă foarte mult. Nu reușim să scoatem cum ne dorim cultura, actul cultural în stradă, să fie gratuit pentru popor, da, pentru elevi în primul și în primul rând, profitând de săptămâna școală altfel ca să umplem sălile de spectacole și în rest nu ne interesează să ne atingem indicatorii de performanță. Este o altă discuție. Da, cu siguranță aveți dreptate în această privință și sunt multe alte lucruri de, să zicem, se cer rezolvate și să zicem că aveți agenda și le aveți pentru perioada următoare. Vorbeam despre sprijinirea actului cultural, actului școlar și tocmai de aceea remarcam un lucru foarte plăcut din perspectiva profesorului de istorie care sunt, faptul că istoria și-a găsit, să zicem așa, locul dorit în preocupările și ale autorităților. Erau preocupări și în alți ani pentru istorie, dar parcă acum lucrurile, deci venim, avem o istorie extrem de interesantă la Gorj, avem personalități cu anvergură națională și începem să facem acest lucru. Am făcut-o cu Brâncuș, care nu e o personalitate istorică, dar este un mare artist. Am plecat cu Ecaterina și cu Ecaterina Teodorului în acest an. Cu siguranță vor fi în anii următori, centenarul în anul următor. Vom avea probabil un maghiar, vom avea un Tudor Vladimirescu cu siguranță în 2021 și cu siguranță găsim și alte și vorbim de personalități ale istoriei locale redescoperite. Îmi plăcea, apropo de simpozionul care s-a desfășurat astăzi, Gorj, Vată de istorie, vorbeați acolo de Craiu de aviator. Vasile Craiu, da, sigur. Puțin cunoscut încă, din nefericire, încă puțin cunoscut publicului larg, dar sunt multe alte personalități. De ce? De asta și vreau să începem discuția noastră, că și să luăm doar, uite, un interval de câteva săptămâni, ultimile două, de la zilele municipiului începând, și continuăm cu ce s-a întâmplat în aceste zile și să vorbim și de ce urmează 8-9 iunie cu evenimentele care se vor desfășura artistice de la Târgu Jiu și care se suprapun totuși acestui an și poate ne vorbim și de august puțin, ce se va întâmpla aici la Târgu Jiu în 22 august. Vorbim de anul Ecaterina și o să rog colegii din regie să dea imaginile care le avem de la acțiunile dedicate, deci e vorba de acțiunile desfășurate în ultimile săptămâni, imagini surprinse de aparatul de fotografie de data aceasta. Putem să-și urmărim? Sigur că da. Domnul profesor, da. Cred că avem o mare responsabilitate cu toți, generația noastră. Eu nu sunt istoric, așa cum sunteți dumneavoastră și faceți parte dar cu preocupări istorice și cu, să zicem așa, o dragoste de muza Clio, până la urmă. Sigur că da. Am venit și eu lângă dumneavoastră să sprijin cu ce pot din punct de vedere administrativ. Întotdeauna am spus, ca om de administrație, ca om politic, eu cred că trebuie să gestionez resursele și să le aloc acolo unde specialiștii au nevoie. Pentru că dumneavoastră știți mai bine de ce avem nevoie
pentru echipa noastră de istorici de la Gorj, pentru acțiunile pe care doriți să le întreprindeți, pentru publicațiile pe care doriți să le realizați. Și nu trebuie să își mai dea omul politic cu părerea, da? Că se pricepe la toate și în fond să încurce absolut totul. Este adevărat, e o mare provocare pentru că Târgu Jiul este orașul decorat de regele României în 1933 cu virtutea militară. Populația acestui oraș poartă în piept cu demnitate virtutea militară pentru că a reușit să respingă atacul armatei germane conduse de Rommel, viitorul mareșal în armata lui Hitler, a respins la podul Jiului. Puțin s-a vorbit despre aceste acte de eroism, dar trebuie să le repunem pe tapet. Trebuie să vorbim despre eroii pe care Târgu Jiul și Gorj a dat în primul război mondial și să vorbim despre Vasile Craiu, cel mai bun aviator al armatei române, și nu o spunem noi, o spun documentele vremii și o spun istoricii după aceea, care este mormântat la Târgu Jiu și din păcate nu se mai știe unde este mormântul. Poate o să-l identificăm. Dar sunt sigur că suntem tineri și avem ambiție să-l identificăm, avem niște date. De asemenea, să vorbim despre eroii care au optat la podul Jiului și care au organizat această respingere a armatei germane, această contraofensivă, să-i spunem așa, începând cu preotul Mălăescu, care a tras clopotele să vină lumea, începând cu comisarul Popilian, care din fericire, iată, am găsit imagini inedite cu el chiar la podul Jiului și orașul trebuie să beneficieze și comunitatea de aceste imagini, pentru că podul Jiului, vechiul pod, trebuie să devină un obiectiv turistic al României. Nu degeaba Henri Matias Berthelot, generalul armatei franceze trimis în România în primul război mondial, să susțină armata română, să o instruiască și așa mai departe, vorbește despre importanța luptelor de la podul Jiului. Că vorbim despre cercetașii care erau atunci, da? Învățătorul Popescu de la Stănești, am pus mâna acum pe, am primit niște manuscrise și o să vi le dau cu mare plăcere, mi le-a dat și mie jurnalistul Alin Ion, care scrie despre asemenea lucruri și el cu pasiune și cu mare plăcere, care spune exact cum s-au derulat luptele. El este copilul care a intrat în oraș și a anunțat că vin trupele germane, el cu o seară înainte fiind la Vălari. Și a spus, a rupt frontul, a ajuns în oraș, povestește cum s-a întâlnit cu Hermann Solomon, Tinichigiul orașului, în ce loc s-a întâlnit cu el peste podul Jiului, cum l-a dus la poliție. Poliția atunci se afla în spatele prefecturii actuale, era primăria atunci, acolo era și piața orașului, la geamul primarului era piața de legume și de produse țărănești, da? A Târgu Jiului, cum s-au organizat, ce gen de oameni au luptat acolo, la podul Jiului. Și iată că noi avem niște strămoși care, fără pregătire militară, cu inteligență ieșită din comun și cu curaj nebunesc, au reușit să respingă atacul armatei germane în acele zile. 14 octombrie 1916. Așa începe povestea. Așa că avem ce să vorbim despre Victor Popescu, care primul luptător de gherilă în armata română. Un haiduc modern. Un haiduc modern. Sper să avem în cât de curând niște fotografii inedite cu Victor Popescu, chiar la Iași, când a fost extras din spatele frontului de serviciile de spionaj românești, pentru că el a beneficiat de foarte multă informație și de, să spun așa, îndrumare din partea Siguranței Naționale, de atunci sau cum se numea în acele vremuri, serviciu de spionaj românesc. Foarte interesant. Avem ce le arăta copiilor și avem de ce să-i facem să fie mândri. Pentru că prea mulți ne spun acum că v-ați născut într-o țară care nu are viitor, că nu are rost să vă mai mândriți, că e de suiet. Da, începem să punem sub semnul întrebării trecutul, care este un trecut demn de un popor important din Europa și din lume. Sim. E adevărat că poate s-a greșit în anii comunismului, în sensul că s-a pus accent prea mult în prima parte, foarte da, mult. S-a pus foarte mult pe partea de origine romană, după aia în ultimii ani s-a mers pe dacinți foarte mult și noi am luat doar extremele, vorbea profesorul Mocioi astăzi la simpozionul de istorie, dar
în esență, avem o istorie cu care ne putem mândri, iar Gorju are personalități care pot fi promovate la nivel național. Pleacă Tudor de aici, face o revoluție, conduce o țară la momentul acela. De fapt, începe epoca modernă, pentru că atunci sigur. Începe. Chiar dacă noi forțăm acum istoriografii și o ducem cu două secole mai devreme, tot la începutul secolului 19 începe. Așa sigur, e la noi, da. Că suntem puțin mai întârziați decât alte naționalități. Sigur. Am așteptat să vedem dacă reușesc ei cu da. Inițiativele iar, pe care iar în privința celorlalte personalități de la Ecaterina, de la Gheorghe Maghiaru la Ecaterina Teodoroiu și mulți alții care se pot remarca cu acest prilej, se cere să fie promovat să-i vedem. Se fac lucruri, au început să se facă la Târgu Jiu mai mult ca în restul județului, poate vom face mai mult și la nivelul județului, pentru că sunt personalități din Gorj, despre care se vorbește mai puțin în acest moment și Târgu Jiu, să zicem, poate să-i aducă aici, prin muzeu, prin toate astea ce faceți, dar dacă el e de, nu știu, e de la Baia de Fier sau de la Scoarța, e mai greu. Să zicem să fie ați încercat să inimă, faceți, da, da ați încercat inimă, să faceți acest lucru. Victor Popescu era din Fărcășești, din Valea cu Apă. Cu siguranță, da. Poate la Târgu Jiu a trecut ulterior, ulterior da. a ajuns și când a avut probleme cu autoritățile de mai târziu, inclusiv cu cele comuniste, da, sigur că da. Bun, acum vedeți noastră strategia noastră este următoarea: să susținem un proiect de istorie locală în școli. Un proiect de chiar și de geografie cu obiective turistice în școli. Care s-ar lega. Local, cumva, da? Care s-ar lega, cu siguranță. Pentru că marea parte din obiectivele noastre turistice din județul Gorj, din nordul Olteniei, sunt legate indiscutabil de istorie, inclusiv ansamblului Constantin Brâncuș, de la Târgu Jiu, care este ridicat pentru eroii neamului din județul Gorj care au căzut în războiul de reîntregire. Pentru asta ne dorim să începem să edităm reviste pentru copii de grădiniță, pentru ciclu gimnazial, reviste de benzi desenate cu acești eroi locali, cu personalități locale, pentru că și pentru Constantin Brâncuș trebuie la un dat să zicem, domnule, hai să publicăm exact cine a fost Constantin Brâncuș, pentru că noi în Târgu Jiu, care ne dăm că suntem cei mai mari brâncușoroși din lumea asta, aici noi avem 1000 de păreri și ne dăm cu părerea. Și atât. Adică da, toată lumea știe marele Brâncuș, dar dacă îl pui să spună câte ceva din viața exact, lui, o să ai exact. O mare și dezamăgire. Și cred că avem o mare obligație de a vorbi despre Brâncuș românul. Pentru că deocamdată despre Brâncuș francezul se ocupă alții să vorbească. Și pe mine mă doare când se discută despre Brâncuș românul, că români de-ai noștri care au păstorit diferite instituții de cultură la nivel național, dar și cu filiale în lume, când vorbim despre Brâncuș românul, știu să critique. Când vorbim despre, sau să îi dea un șut, da? Când vorbim despre Brâncuș francezul, jos pălăria. Ori Brâncuș francezul, fără arta sacră, arhaică, a gospodăriei țărănești, n-ajungea la Paris să realizeze ce a realizat. Poate făcea încă nu are busturi figurative. Veșnicia s-a născut modernă. La sat și la noi în exact. Satul inspirația, românesc. Inspirația a rămas, de aici a pornit. Bun, avem obligațiile astea. Da? Încă mai întâlnim oameni chiar din Târgu Jiu și o spun mă amuz, dar oameni care vin la coloană și zic, ia uite, au făcut-o din fier, în final, că înainte știu că era din lemn. Sau că era din piatră. Dom'le, trebuie să lucrăm să scoatem în acest an și un material despre istoria ansamblului de la Târgu Jiu. Da. Este un proiect la care ținem foarte mult echipa de conducere a primăriei municipiului Târgu Jiu de a avea un, poate e prea mult spus, muzeu al ansamblului Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, al ansamblului Calea Eroilor de la Târgu Jiu, dar un centru de vizitare, interpretare și informare al acestui ansamblu, pentru că din fericire putem introduce, sunt piese care sunt atinse de genul lui Brâncuș și care pot fi expuse acolo, cum e masa ipoteză de lucru care se află în curtea casei Gănescu, da? Unii spun masa rebut, dar mă rog, să-i spunem ipoteză. Da, e legată de Brâncuș. Că la Muzeul Județean, cu care avem o relație extraordinară și cu care mișcăm lucrurile dinamic, e o bancă de lemn pe care a cioplit-o și a stat Brâncuș și apare chiar în fotografii, o dețin acolo, deci sunt lucruri care trebuiesc expuse și care trebuiesc să aducă bani în comunitate.
Lecția de istorie pe care o faceți, să zicem așa, această campanie de istorie locală în școlile din oraș, care presupune și deja știu, au ajuns niște filme, au ajuns niște materiale deja în școli. Ce vă propuneți să mai faceți cu asta? Ca ultimă informație, Oficiul Național Cultul Eroilor ne-a trimis ieri prin poșta specială, urmează să ajungă în câteva zile, prin poștă, poșta specială. Au trimis o serie întreagă de filme de la Arhivele Naționale și filme artistice legate de Primul Război Mondial, dar vom avea în patrimoniul orașului, domn profesor, și mă bucur că vă fac această surpriză plăcută, filme documentare de epocă, inclusiv înmormântarea regelui Carol I. Foarte interesant. Deci la Târgu Jiu, vom, acolo unde am Centrul Național de Informare Turistică, vreau să creăm un spațiu, o videotecă cu filme de epocă, filme care pot fi vizionate, pot veni clasele de elevi, pot veni grupuri de turiști și pot să urmărească ce film doresc. Film documentar despre istoria locală, despre personalități locale, despre brâncuși. Pentru că iarăși există o serie întreagă de filme la nivel mondial pe care trebuie să le adunăm la un moment dat, documentare, să le adunăm și să creăm o videotecă în acest sens. Asta până când vom avea un spațiu generos, un centru Brâncuș, așa cum ne dorim și unde să existe și spațiu de cercetare pentru tine și așa mai departe. O să mai... Bun. Da. Deci aceste reviste pe care doresc să le edităm, pentru că eu mi-amintesc de copilăria noastră. Noi am învățat despre Ștefan cel Mare înainte de a merge la școală din povestiri istorice. Am învățat despre frații Buzești, despre Vrâncioaica, despre Mihai Viteazu și Tudor Vladimirescu, despre Ecaterina, din acele reviste mari, frumos colorate, care ne-au fascinat și care ne-au marcat copilăria. Da? Generația însă actuală are tableta, poate încercăm ceva în format electronic. Vreau să vă spun că sunt discuții în acest sens de a găsi parteneri care să creeze niște aplicații. Chiar sunt discuții de genul, de ce nu un joc pentru telefon, Lupta de la Jiu. Nu? Da? Lupta de la Podul Jiului. Deci iată că avem, sunt idei. Acum trebuie să identificăm resurse, să găsim variantele cele mai bune, să nu facem niște lucruri de proastă calitate, pentru că nu vreau să mergem pe produsul cel mai ieftin și vreau să vedem ce s-a întâmplat în alte locuri și să punem niște condiții mai drastice atunci când scoatem acest produs la licitație, acest serviciu la licitație. Bun. Știți foarte bine că am tipărit deja portretul Ecaterinei Teodoroiu, săptămâna viitoare va ajunge în școlile din municipiul Târgu Jiu și în licee, împreună cu filmul realizat de publicistul Dorin Brozbă, pentru a organiza ora Ecaterina Teodoroiu în școli, în municipiul Târgu Jiu. Știu că și Consiliul Județean a achesat la ideea asta și sunt sigur cu venirea domnului Nichifor, care mai ales că este istoric, va impulsiona județul, școlile din județ să realizeze această oră. Da, mai ales că Ecaterina Teodoroiu nu este numai a Târgu Jiu, nu este numai a județului, este a țării. Este eroul național. Da, este figura cea mai emblematică de departe a Primului Război Mondial, cea mai cunoscută în popor. Da? Aici noi nu analizăm faptele de vitejie, cât au contat în gestionarea războiului, dar a ajutat foarte mult ca poporul, a dat încredere poporului, da, domnule, se poate. O tânără, ajunge prima femeie ofițer în armata română și devine un model și un exemplu. Ei, acest film a ajuns deja în toată Moldova, în marile orașe, a fost difuzat cu sprijinul Radio România Iași. Sunt discuții acum cu televiziunea, cu TVR Oltenia Craiova, pentru a iniția în toamnă și poate reușim să facem un parteneriat împreună în orașele Olteniei să fie difuzat filmul despre Ecaterina Teodoroiu și să mergem și să spunem, oameni buni, povestea asta este, așa stau lucrurile, ea este un erou al poporului român și generațiile care urmează trebuie să înțeleagă că au ce să se mândrească, să le stârnim interesul și nevoia de modele, să avem ce să le arătăm. Exact. E adevărat că n-ar face deliciu știrilor de la ora 5, da? Un astfel de caz, dar avem obligația asta de a merge din clasă în clasă și a spune, hai să ne uităm la ce au făcut înaintașii noștri. Pentru că așa vorbim de România Mare, prin sacrificiu acestor oameni care erau oameni obișnuiți. Nu erau militari de carieră, au fost luați pe front și și-au făcut datoria cu vârf și îndesat în acea perioadă. Filmul va fi difuzat pe 8 iunie în Târgu Jiu, alături de alte filme.
Mai există inclusiv un film care va veni acum în acest colet. Este un film artistic 1930, realizat, este un film mut. Asta vreau să întreb, da. Și sonor sau nu? Nu, este un film mut, susținut, producția susținută de Casa Regală, din ce am înțeles la acel moment, realizată de o casă de filme din Franța. Este o poveste, o idilă, o poveste, eu l-am văzut și de asta știu să vă povestesc, e o poveste de spionaj, de patriotism, dar cumva conex apare și povestea Ecaterinei Teodoroiu, dar apar luptele la podul Jiului, prima reconstituire filmată a luptelor de la podul Jiului, fiind filmat chiar comisarul Popilian pe podul Jiului, în 1930. Imaginele, câteva din ele deja, deja noi avem și le-am folosit în materiale de promovare ale orașului și la diferite evenimente. 8 și 9. Deci e pe 8, 9. Pe 8 și dacă există interes și pe 9 iunie, cu dragă inimă facem aceste proiecții. Cred că le vom face în centrul orașului. Va fi un maraton de filme, poate vom face unele într-o zi și altele în altă zi. Pe 9 iunie noi avem un eveniment foarte mare în Târgu Jiu. Ieșim un pic din sfera de istorie, dar mă bucură faptul să anunț la noastră la televiziune că turneul Viorii Stradivarius, Alexandru Tomescu, cel mai bun violonist al României, ajunge din nou la Târgu Jiu cu un alt concept de concert. Va fi un concert în Parcul Coloanei Fără Sfârșit, pe 9 iunie seara. Intrarea este liberă. Partenerii Primăria Târgu Jiu a fost așa o interfață între organizatorii locali și stafful domnului Alexandru Tomescu. Partenerii locali, Rotary Clubul din Târgu Jiu și Școala Populară de Artă, dar și Direcția de Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu. Ne dăm cu toții mâna să realizăm acest eveniment. Anul trecut au fost 1000 de scaune, toate ocupate, plus oameni de jur împrejur, undeva la vreo 2000 s-a ajuns la un anumit punct al concertului. Sperăm ca și în acest an să se întâmple la fel. Eu ce sper? Sper ca să vină și se anunță a venit foarte mulți oameni din țară. Ceea ce arată că ușor-ușor începem să ne atingem scopul. Să creăm evenimente culturale, să creăm acest turism de eveniment. Da? Oamenii aceia să vină în Târgu Jiu, să se cazeze, să consume în Târgu Jiu și să aibă din partea noastră a organizatorilor intrare gratuită la acest concert. Vreau să fac o precizare, mă bucură faptul că prin locația pe care o punem la dispoziție nu sunt pretenții financiare din partea interpreților, artiștilor, ei venind deja cu sponsori de la nivel național, pentru că sponsorii la nivel național și-au dorit ca acest concert, acest turneu să se încheie la Târgu Jiu. Lucru care ne bucură foarte mult și care ne arată că atunci, în urmă cu 2 ani, când vorbeam despre acest gen de evenimente unde să nu cheltuim bani publici, pentru faptul că oferim un decor și o locație nemaipomenită, să reușim să aducem artiști care să nu aibă pretenții financiare și care să fie mândri la un moment dat că au cântat lângă opera marelui Constantin Brâncuș și în orașul lui Constantin Brâncuș și nu numai. Deci... Nu, e mare lucru că s-a putut și mai ales că a apăruse la un moment dat că nu știu câte, ce costuri ar fi enorme și alte bazaconii de acest gen, cumva lansate și în media. Sigur, dar... nici anul trecut primăria n-a cheltuit niciun leu cu organizarea acestui concert, am avut tot așa, am găsit sponsori, pentru că în momentul în care vii cu evenimente de acest gen și ridici ștacheta, cum place mie să spun, hai să ridicăm ștacheta cât mai sus, da, atunci sponsorii sunt puternici, vin lângă, își asociază imaginea cu personalități mari. Da? Și nu e de aici vorba Gorjeanului, nu e de aici să urce Alexandru Tomescu pe scenă cu vioara poporului român, pentru că este o vioară în patrimoniul poporului român de 1,5 milioane de euro, da? Și să spună, am cântat și în Londra, și în Viena, și Beijing, și... Cea mai frumoasă locație unde am ajuns este asta, la Târgu Jiu, în Parcul Coloanei Fără Sfârșit. Dovadă că a dorit să revină și iată că... A dorit să revină și vine cu un concept cu artist argentinian, cu bandoneon, sper că am pronunțat corect. E un cuvânt nou pentru mine, un instrument gen de acordeon,
special pentru tanguri, piazzole și însoțit de o pianistă care... Deci, iată, cultură la Târgu Jiu de toate genurile și asta, asta înseamnă foarte mult și pentru cei de aici care au, cu ocazia asta, au acces la lucruri foarte importante care de regulă sunt specifice orașelor mari, dar în același timp la Târgu Jiu, cum spuneați, vor veni oameni, vor veni turiști ca să participe la acest spectacol, pentru că nu se face la Vâlcea, nu se face la Severin, ca să luăm doar Oltenia, ci se face la Târgu Jiu, nici măcar la Craiova, ca să o luăm așa, se face la Târgu Jiu. Pentru că vorbeam de evenimente, o să mai rog colegii să mai dea o dată imaginile, fotografiile de la evenimentele desfășurate în aceste zile. Bun, începem, dăm pentru câteva minute un film filmat cu ocazia concursului Moștenirea Maghierilor, acolo unde primăria Târgu Jiu, personal domnul viceprimar, a fost implicat direct. Premiile, apropo de filmul lui Dorin Brozba, apropo de albumul Ecaterina Teodoroiu, a ajuns la fiecare echipaj participant. Haideți să vedem pentru câteva minute imaginile. Bună dimineața, bine ați venit la cea de-a patra ediție a concursului regional de istorie Moștenirea Maghierilor, i-am spus noi. De fapt, e o titulatură mai lungă, e un proiect educativ care, iată, a ajuns la cea de-a patra ediție. Eu vă spun bun venit în calitate de organizator. Jurul aveți, l-aveți în fața și o să-l prezentăm, o să-l prezentăm chiar președintele jurului, domnul inspector Igor Alexandrescu. Ce o să vă spun eu acum este doar, sunt doar chestiile de organizare și anume, ajuns la ediția a patra, concursul a fost integrat în zilele municipiului Târgu Jiu, având în vedere că sunt și echipaje din oraș. Muzeul s-a oferit să ne fie gazdă, pentru asta mulțumim conducerea acestei instituții, în special domnului Albinel Firescu, care este și membru al jurului. De asemenea, sunt implicate mai multe instituții în organizarea acestei competiții și aș începe cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Societatea de Științe Istorice. De asemenea, sunt mai multe ONG-uri, Fundația General Gheorghe Maghieru, cea care ne asigură și premiile în bani, Asociația Școala Gorjeană, Asociația Plăniceanu, cea care ne-a făcut aceste trofee foarte frumoase și pe care o să le primească câștigătorii. Primăria ne-a oferit o serie de premii pe care o să le vedeți la momentul câștigătorii, o să le vedeți la momentul acela. Avem și, și filme, avem și albume dedicate eroinei unei alte erou din istoria națională și istoria Gorjului, e vorba de Ecaterina Teodoroiu. Ce pot să vă mai spun și cu asta o să-i dau cuvântul domnului profesor Grigore Alexandrescu, inspector educativ și în același timp președintele jurului nostru. Trebuie să vă mai spun că este implicat în organizare, de fapt, cea care, școala care a luat, să spunem, această aprobare și este titularul acestui concurs, este Școala Gimnazială Antonie Mogoș, Ceaurul Bălești, și, bineînțeles, beneficiem de sprijinul primăriei și Consiliului Local Bălești. Acestea fiind spuse, și o să vedeți, o să vă detalieze domnul președinte al juriului și alte lucruri legate de concurs, în loc pe dânsul să continue. Domnule director, doamnă și domnule profesor, stimați părinți, dragi elevi. Așa cum domnul director Cornașul Mâncu spunea, astăzi ne aflăm la cea de-a patra ediție a concursului regional pe data aceasta Moștenirea Maghierilor. Am să încerc să fiu foarte scurt și să stipuiesc câteva lucruri strict din proiectul educativ pe care noi l-am aprobat. Acest proiect educațional a apărut tocmai din necesitatea de a completa bagajul de cunoștințe ale elevilor de gimnaziu, să le oferim modelul unor personalități istorice de anvergură. Scopul acestui proiect este acela de a promova ideile de competiție și de performanță în rândul elevilor. Așa cum spunea și anfitriorul acestei activități, pentru început, eu am să vă prezint componența juriului, după care am să fac o prezentare succintă a desfășurării activității în sine. Președintele acestei comisii
este subsenator Jeanine Bucur Alexandrescu, vicepreședinte, domnișoara profesor Regenu Marcela, membrii profesor Valentin Chepeneac, domnul profesor Nicolae Negrea, domnul profesor Ion Elena, domnul profesor Adelin Ungureanu, domnul profesor Alminer Chirosu, domnul profesor Ion Pobleanu, domnul profesor, domnișoara profesoară Roxelana Verdeș și domnul profesor Andrei Popete. Pentru început avem prezentarea referatului pe tema concursului Contribuții ale generalului Gheorghe Macheru la Înfăptuirea României Moderne. Apoi urmează prezentarea PowerPoint și vom finaliza cu testul de cultură generală din bibliografie pe care deja elevii au primit-o. Acestea din spuse nu vă decât să vă felicit, în special pe dumneavoastră cadrele didactice și elevii școlii gimnaziale Ceaurul Bădești, da? Pentru implicarea de care ați dat dovadă în fiecare an în realizarea acestui concurs și să sperăm că la anul, de ce nu, vom reuși și sper și sunt convins să-l ridicăm la o dreapă superioară și anume să facem un proiect național. Trebuie să mai spunem și n-am spus, premiile sunt cele anunțate, în sensul că avem premiul 1 de 300 de lei, premiul 2 de 200 de lei, premiul 3 de 100 de lei și sunt 3 mențiuni a câte 50 de lei. De asemenea, sunt niște premii speciale oferite de mai multe instituții, de la, cum spuneam, Primăria Târgu Jiu, Asociația Școala Gorjeană, Asociația Leniceanu și a patra? Societatea de Științe Istorice. Cer scuze, dar cel care s-a ocupat de partea aceasta de premii, de trofei, este Andrei Popete Pătrașcu. De fapt, fostul nostru coleg de la Gorj și acum plecat pe alte meleaguri, s-a tras spre capitală. Acestea fiind spuse, o să o rog, având în vedere că și în formula de anul trecut domnia sa a jucat un rol foarte important și este un prieten bun al nostru și a celor din Bădești, dar în același timp și la nivelul Societății de Științe Istorice, nu mai vorbesc de inspectorat, domnișoara Marcela Legeru, vicepreședinte al jurului. Eu îi felicit pe colegii mei de la școala Ceaurul pentru toată această implicare. Îi felicit pe toți cei care s-au implicat, de asemenea, celelalte ONG-uri, fundațiile care au fost menționate de colegul meu, Cornel Șomcu. Gheorghe Macheru este un gorjean, dar este un gorjean care a contribuit, și așa cum ați citit și domniile voastre, a contribuit foarte mult la crearea României moderne, de la Revoluția, de la 1848, pe care o știți voi mai bine, da? Dar el a participat și înainte de aceasta la alte evenimente, până la Unirea de la 1859 și mai apoi la Independență, urmând apoi să se reîntoarcă pe meleagurile sale atunci când și-a încheiat activitatea. Suntem, vedem aici imagini de la concurenții care au participat la concurs. Cum vedeți această competiție, apropo de, mai ales că a fost primul an când a fost coorganizată și de Primăria Târgu Jiu? Sigur, a fost o onoare să venim și noi alături de acest eveniment. Sunt evenimente pe care întotdeauna le susținem cu plăcere și cu larg interes și de care avem nevoie pentru generațiile următoare. Mă bucură faptul că am reușit și noi să facem acea plachetă pentru, da, Vlad Magheru. E foarte importantă. Din păcate, domnul Vlad Magheru n-a ajuns. Va ajunge în această vară și poate, deci, adică nu cu siguranță, vom organiza o întâlnire la Muzeul Județean. Dânsul obișnuiește să vină aici, mai ales că a făcut o sală specială și acolo. Și a făcut o donație impresionantă pentru patrimoniul cultural. Și cu ocazia va intra și în posesia acelei plachete. Dânsul știe de ea, l-am anunțat, a fost foarte încă. Nu s-a simțit foarte bine ca să ajungă în această perioadă. Da. Bun, mă bucură faptul că acest eveniment a avut loc chiar în cadrul zilelor municipiului Târgu Jiu și ați venit cu propunerea asta către noi de a ne,
de a introduce și în programul zilelor municipiului Târgu Jiu. N-a fost singura acțiune de acest gen și poate o să vorbim și de celelalte. Da, tocmai de asta sunt, apropo de zilele municipiului Târgu Jiu, au fost acele lansări de carte și ne-am bucurat că turneu național făcut de Sorin Damean, profesorul Universitatea de la Craiova, cartea sa despre Carol I, a ajuns și la Târgu Jiu cu această ocazie, ocazie cu care Societatea Științei Istorice Filiala Gorj, împreună cu primăria și Consiliul Local, am reușit și altceva, și anume să avem un salon de carte istorică gorjeană, adică nici și la noi se lucrează, și în același timp o altă lansare, o creație despre o bibliografie istorică, de fapt, a Gorjului, făcută de domnul profesor Gheorghe Nichifor. Deci a fost un eveniment, o să rog colegii să ne și dea câteva imagini de acolo, că le avem. Le-am mai rulat odată la începutul emisiunii, dar le mai vedem odată. Mă bucură faptul că ați avut invitații elevii și profesori. Și elevi și profesori de istorie, din Oltenia. La și lansarea s-a făcut în cea mai reprezentativă sală a județului. Sigur, și aici m-am bucurat și de colaborarea atât a noastră a Societății de Științe Istorice, dar și Biblioteca Județeană Cristian Tel, Serviciul Județean de Arhive. Da, pentru că și-au dat mâna și Muzeul Județean, Muzeul Județean. Toate. Adică a fost o prezentare de carte extraordinară, cărți care s-au publicat la noi în Târgu Jiu, sau legate de istoria locurilor acestea. M-aș bucura ca să-i dăm o altă dimensiune din an în an, să facem acest salon mult mai reprezentativ. Apropo, am trecut deja pe nesimțite la un eveniment desfășurat astăzi, pe Ecaterina Teodoroiu, e vorba de dezvelirea unei plăci comemorative, iată, ați fost acolo împreună cu domnul profesor Gheorghe Nichifor, e vorba de dezvelirea unei plăci despre Ecaterina Teodoroiu, care a absolvit primele două clase, a studiat chiar la fosta școală gimnazială numărul 7 de la Vădeni. Da. A fost o onoare ca să fiu alături și refăcut, iată aici, e vorba de simpozionul de istorie de astăzi, Gorjul Vatră de Istorie Românească, ediția 32, cu foarte mulți profesori de istorie, foarte mulți elevi, cu participarea și, iată, a domnului viceprimar. M-a bucurat faptul că am reușit să aduc un mesaj și să aduc speranță pentru câteva proiecte care vor trebui susținute la nivelul municipiului Târgu Jiu de organizația dumneavoastră și de corpul didactic al profesorilor de istorie din Târgu Jiu și bineînțeles, din județul Gorj. M-a bucurat faptul că am putut să vin și să le garantez că suntem alături primăria municipiului Târgu Jiu de proiectele pe care le întreprind. Despre Ecaterina Teodoroiu, da, într-adevăr, s-a dezvăluit această placă, trebuie să făcută mențiunea că a fost inițiativa Muzeului Județean de Istorie a domnului director Dumitru Hortopan și echipei pe care o coordonează și mă bucur că am marcat acest eveniment acolo, pentru că poate și puțini copii din aceeași școală știu că acolo primii doi ani de primele două clase le-a absolvit. E o informație mai puțin cunoscută. Ce am vrut să subliniem cu aceste imagini este că prin dumneavoastră sau instituția primăriei în general se implică în foarte mult în actul cultural. Aici au fost exemplele pe partea de istorie că așa s-a întâmplat. N-aș vă spune că ne implicăm, că nu suntem de specialitate. Adică nu venim să spunem că trebuie să faceți asta și asta. Nu, susținem, organizăm. Se implică în sensul că se poate crea cadru, se pot găsi, iată, sponsorizări pentru premii și multe altele care ajută să se poată desfășura aceste activități. Și încă un lucru, pentru că vorbeam, am promis telespectatorilor și noi ne apropiem cumva de finalul emisiunii, ce le oferim în august, pentru mai ales că atunci se împlinesc practic cei 100 de ani de la moartea Ecaterinei Teodoroiu. Domnul profesor, legat de manifestările dedicate Ecaterinei Teodoroiu, Ecaterina Teodoroiu sau încheierii primului veac de recunoștință pentru eroina de la Jiu, vreau să încep prin a face o precizare. Primăria deja a alocat fondurile necesare. Urmează să achiziționeze serviciul de proiectare pentru restaurarea mausoleului din centrul municipiului Târgu Jiu.
Este un acord pe care îl avem și cu Ministerul Culturii, o discuție pentru ca fondurile pentru execuția restaurării să vină prin Programul Național de Restaurare. Nu vă ascund faptul că în urmă cu câteva zile am avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat Cristian Videscu, dânsul fiind cel care, ministru care coordonează departamentul centenar în cadrul Guvernului României și care a spus, bun, oferim și noi fonduri nu doar pentru restaurarea mausoleului Ecaterinei Teodorei din Târgu Jiu, dar și pentru o serie de evenimente pe care le propuneți. Și am propus primăria municipiului Târgu Jiu, discutând bineînțeles și cu partenerii pe care îi avem la nivel local, muzeul, biblioteca, serviciul de arhive și așa mai departe, să organizăm în luna august, două săptămâni, o expoziție de fotografie și documente în cel mai circulat loc din România, în Gara de Nord. Este un loc legat și de revenirea trupului Ecaterinei Teodorei acasă. Acolo a fost organizată o garnitură specială în Gara de Nord și datorită colecționarilor și datorită istoricilor putem veni cu niște fotografii chiar cu garnitura de tren din Gara de Nord și de pe traseu. Atunci când Ecaterina Teodorei a fost adusă acasă în 1921, trenul a oprit în fiecare gară de oraș și s-a primit onorul și au fost alocuțiuni. Bun. Povestea celor care au însoțit convoiul respectiv, Pătrașcu și Neferescu, ofițerii din Gorj care au acte de eroism de asemenea, au capturat tunuri germane în zona Arsuri, Schela. Deci iată că putem vorbi despre foarte multe personalități. Dar revenim la Ecaterina Teodoroiu. Această expoziție pe care o vom organiza împreună cu Oficiul Național Cultul Eroilor, cu Muzeul CFR, cu Ministerul Transporturilor, bineînțeles, cu Departamentul Centenar, această expoziție va sta două săptămâni în Gara de Nord. Practic cel mai aglomerat loc, mai ales în perioada de concediu. Încercăm să montăm și niște monitoare de mari dimensiuni pentru a rula filmul despre Ecaterina Teodoroiu și, bineînțeles, alte filme din perioada respectivă în Gara de Nord. Pe 22, exact când se împlinesc 100 de ani de la moartea Ecaterinei, la 10 dimineața, apropo că s-a vorbit foarte mult că a fost împușcată seara, am reușit și iată că avem niște mărturii scrise ale sergentului Ion Tudorică, era din Mehedinți de loc, care a fost lângă Ecaterina Teodoroiu când a fost împușcată. Și lasă scris, nu doar o dată, într-o scrisoare, mai multe scrisori, cum s-a întâmplat evenimentul și cum a fost împușcată și la ce oră a fost împușcată Ecaterina Teodoroiu și la cât timp a murit după aceea, că a fost rănită și după aceea a murit la o perioadă de timp. Bun, pe 22 august ne dorim la Târgu Jiu să fie o întâlnire a cohortelor de cercetași din România. Reprezentanții acestor organizații din fiecare județ, din fiecare organism, că și aici la cercetași sunt mai multe ca la partide, știți, cercetași și cu tare. Bun, să-și trimită reprezentanții la Târgu Jiu cu însemnele lor ale organizațiilor și alături de oficialități centrale, locale, de Ministerul Apărării, să organizăm o procesiune pe calea eroilor în cinstea Ecaterinei Teodoroiu, așa cum nu s-a mai văzut vreodată. Foarte interesant. Deci, și aici trebuie să fim cu toții, să ne dăm mâna și să arătăm întregii lumi de aici a plecat eroina poporului român. Și oficialități, mă gândesc aici, președinție, guvern, vom avea șansa noi, asta? Invitațiile le vom face către toate instituțiile centrale ale statului, cu care am mai colaborat de altfel în 28 octombrie anul trecut și care au fost oaspeții noștri. Tot pe 22, alături de Departamentul Centenar, vom organiza un simpozion național despre Ecaterina Teodoroiu și o expoziție națională, dacă vom reuși să luăm de la Muzeul Național de Istorie, Muzeul Militar, obiectele Ecaterinei Teodoroiu, inclusiv vestonul în care a fost îmbrăcată, cămașa în care a îmbrăcat sau vestonul când a fost împușcată. Foarte interesant. Cu siguranță până în august o să reușim să mai vorbim de aceste evenimente. Cu siguranță se vor mai adăuga și altele sau ați păstrat niște surprize. Și vom merge împreună, că știu că nu vă veți abține să nu însoțiți delegația de la Gorj, să dezvelim o placă comemorativă în locul în care a fost împușcată Ecaterina Teodoroiu și în locul în care a fost înmormântată Ecaterina Teodoroiu acolo la Fitionești, Vrancea.
Cu siguranță. Domnule viceprimar, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și pentru ce ne-ați spus în această emisiune. Cu siguranță vă mai așteptăm și în acest spațiu de emisie și în altele. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjean, a fost cu noi domnul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor. Mulțumim pentru atenție, la revedere!